синим телефон. Хорошо. Мишка, așa cum se vede. Ana este studentă la Centrul de Excelență în Informatică din Chișinău și este prima care a încercat ochelarii virtuali ce urmează să ajungă din septembrie în câteva colegii și școli profesionale din țară. Noile gadget-uri mi s-au părut foarte faine. Ceea ce am reușit să privesc a fost foarte uimitor. Am privit, am rămas fără cuvinte. Erau pe cer planete, stele. Ce este foarte bine, foarte fain pentru a vedea alte lucruri cu alți ochi, cu ochi tehnologici. Astfel că la orele de geografie, elevii ar putea descoperi virtual structura Pământului și a Soarelui, la orele de astronomie sistemul solar, iar la cele de biologie ar putea printa organele umane cu ajutorul unei imprimante 3D. Toți când vin la lecția de matematică sunt stresați, nu le place, le vine și de aceea încerc să implementez la maximum resursele informaționale. În școala profesională elevii nu prea beneficiază de telefoane performante, nu au posibilitate, sunt elevi din familii vulnerabile, sunt foarte mulți orfani care nu au posibilitate. Cei prezenți la evenimentul de lansare au putut testa și câteva mașini asamblate și programate de un grup de elevi și studenți de la noi, care la fel urmează să fie oferite instituțiilor de învățământ selectate. Iar microfonul TV8 a fost primul care a testat automobilul expus. Unele persoane din echipă se ocupă de programare, alte persoane se ocupă de instalare senzorilor și în mare parte sunt studenți de la Universitate Tehnică. Avem o echipă care este face parte din liceu, vârsta media lor este 16 ani, la fel sunt foarte zăbuncioși și avem o echipă formată doar din domnișoare. Dispozitivele prezentate astăzi fac parte dintr-un proiect susținut financiar de austrieci și care costă în jur de 700.000 de euro. Vom selecta 6 instituții în care vom pilota, în primul rând, dotarea selelor și vom încerca să facem niște intervenții inclusiv pe conținutul care există, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Nu doar Elon Musk poate să facă asta, putem să facem și noi Republica Moldova. Step digitalization has to be done. It's not only in Moldova, it's in Europe, in every country, also in my country. So digitalization is a must. We have to adapt to a modern society. Proiectul Shift Edu conține mai multe etape, una fiind instruirea cadrelor didactice. Ministerul Educației se declară gata să implementeze noile schimbări din sistemul educațional, doar că pentru asta ar fi nevoie de mai multe resurse financiare. Curicula, de fapt, privire toate aceste proceduri, ține de procedura de implementare de la nivel de metodologii. Ori prin acest proiect noi ne punem ca sarcină anume să dezvoltăm aceste instrumente. Anterior, autoritățile austriece au finanțat și alte proiecte inovaționale în școlile din țară.